Societatea de Transport Public Local de Vaserele a anunțat programul după care vor circula mijloacele de transport în comun din reședința de județ în perioada 24-26 decembrie. În weekendul de Crăciun, autobuzele vor circula doar pe anumite trasee, la intervale orare mai mari și cu un program mai scurt. Așadar, autobuzele Societății de Transport Public Local din Deva vor circula după următorul orar. Vineri 24 decembrie, între orele 5:30 și 18 pe toate traseele. Sâmbătă 25 decembrie, între orele 9 și 18 pe liniile 2, 3 și 6 la interval de 60 de minute, iar pe liniile 1, 4, 5 și 7 nu se circulă. Duminică 26 decembrie între orele 9 și 18 pe liniile 2, 3 și 6 la interval de 60 de minute, pe liniile 4 și 5 între orele 10 și 22 conform orarului normal, iar pe liniile 1 și 7 nu se circulă. Începând de luni 27 decembrie, mașinile Societății de Transport Public Local de Vaserele vor circula după programul normal pe toate traseele.